Să învățăm noi legea. Dacă nu o știți și nu vreți să o respectați. Dacă spune că aici că fac secretarii cu instituții din plăță. Bună ziua! Am vrea poliția patrulare sau cineva de sector în fața Uniunii Avocaților. O grămadă mașini parcate neregulamentar, trotuar. Pănulescu Bodoni, 53/2. Oleg Brega. Da. Vă rog, mulțumesc, o zi bună. Am ușa să prochii poliția și să facem ordine. Uitați-vă câte mașini parcate neregulamentar, inclusiv cu serie CJM. Astea sigur sunt din justiție. Ei o fi sperând să ajungă în Curtea Supremă pe undeva. E ca unul dintre parcagii ilegali pleacă. S-ar putea să nu fie avocat. Dar oricum e ilegal. Și scapă nepedepsit. Noroc, l-o filmat realitate. O intuit bine poliția unde e, pe centru. Oare camionageul scapă? Și poliția s-a oprit pe carosabil și ea că creează impedimente. Puteau să sui și ei pe trotuar. Deam dacă tot e ocupat de merțan. Șurubelnița. Și scoatem numerele. Și ala cu camionul reușește să scape. A, nici nu se grăbește. Noroc. Nici nu se grăbește să pleci. El crede că face ghine. Și ăsta cu CJM-ul, să vedem ce face. Merțan Merțanovici. Data asta poliția apără trotuarul de pe stânga. Data trecută când ne-a chemat, s-ocupau de cel de pe dreapta. Și acolo o arăvești face, dar văd că urcă și pleacă. Acolo că-i mulți avocat. Da. Dar băi, asta e discriminare. Da cum? Selectiv. Pedepsesc numai pe și levăie, dar pe și pravăie. Dar stă pe trotuar, mă, el nu stă pe carosabil. Și aici, și el stă pe trotuar. Și pe trotuar e interzis.